Bună dimineața și bine v-am găsit! Este vineri și Nicu Bendea este alături de voi la cafeaua de după. V-am păliet? Păi o să ziceți sunicum că doar ieri ne-ai dat o cafea. Și o cafea de aia lungă și vârtoasă, de 9 minute aproape. Am zis că totuși sâmbătă, să nu vă trezesc de la 10, e bine și de la 11... Acum să bea cafeluța, eu am băut-o de pe la nou ca să mă gândesc ce să vă zic acum, că știți, în Ardeal prima dată te gândești și după aia te gândești dacă să zici ce ai gândit. Bună dimineața și bine v-am găsit la această, cum să zicem, cafea interme, azi lua micul dejun, cea mai importantă masă a zilei, micul dejun. În fiecare toamnă apar peste 315 articole în presa noastră de online, greșala pe care o faci când faci vinete. Ingredientul secret pe care nu știi când să-l bagi în vinete. Vinete, cum procedăm cu ele? Cum facem salata de vinete să arate pufoasă? Băi, dacă nu știm să facem nici salata de vinete, să ne lăsăm. Și să ne uităm la Masterchef, unde se gătește, nu așa, tradițional românește, gazpacho, tapas, rap, wrap, rap. 3 ore și un sfert, prima ediție la masă, v-ați uitat? 3 ore și un sfert, am mâncat jumătate de franzelă. N-am înțeles nimic, dar scărlătesc ăla e simpatic. Păi la numai când îl vezi, te apucă foamea. <laughs> și Rareș Bogdan a zis că o înghițit o meduză ca să poată guverna cu PSD-ul. Dacă că Rahat o mâncat, mai contează o meduză? Nu mai contează. Ciucă, în schimb, i-am citit cartea. L-ați apucat de citit? Un ostaș în drujba țării. Vă 32 două de pagini până acum am parcurs în format PDF, dintre care aproape un sfert îți descrie despre mâncare. Ce mâncare era acolo în Oltenia? Cozonaci. Se vede pe el, mă. Băi, suntem o țară preponderent de mâncăi. Pe Romina o știți? Romina Ginga și -o soția milion... Numai tu și pilule ca așa... Ți-am spus, te lasă aici de ploaie, dar nu mai tușești. E, e sâmbătă. Sâmbătă nu se tușește. Puteți. Și eu ce să fac? nici nu s-aude. Și ți-am spus că îți dau câți bani dacă stai cu minte? Ok. Romina Ginga și -o soția bosului de la Ferrari și-a cumpărat scurta de blană de vulpe polară a Elenei Ceaușescu. La o licitație, scurta din, din 1954 făcută. Vă dați seama? Ea? Da, bine, ce zi, Ea are 30 și ceva de primăveri. Și și-a luat o scurtă. Nici milionarii ăștia nu mai știu ce-au fost odată. Să-și ia o haină de vulpe, dar și el a zgârcit că dacă era țiriac, i-a lua două. O haină de vulpe, no, ori să și miliardarii, să nu ne mirăm de noi. Drept e că o venit în România ca să intre în posesia hainei cu avion privat. Fost mai scumpă benzina la avion decât o dată pe... Asta e! Știți cum e frumusețea, nu se discută. Și prima doamnă a României, și nu vorbesc de Bianca Drăgușanu aici, Carmen Iohannis, Carmen Iohannis, care peste doi ani se pensionează și o veni la deschiderea anului școlar la Sibiu, <coughs> iar într-o rochiță de a arăta tofleele. Știți ce sale alea tofle, respectiv picioarele, genunchii, no. nu, nu știu. Ce simbol e ăsta că vine cu rochie mini? Că n-are nimic de ascuns? Că nu fura nimic soțul cât o fost 10 ani președinte? Ci că rochia aia e de pe un site-o cu vreo 400 de lire și după ce au văzut o doamnele din România pe Carmen Iohannis, s-o puiza stocul de pe internet. Nu mai are doi ani până la pensie. Ce să faci la pensie ca să fii activ? Să face și doamna Carmen Iohannis influențăriță. Inspiră doamnele din România. Să pune pe Instagram. Cine o pune pe Instagram? Iohannis, că și el e la pensie. Până pune el o postare mâine. Să schimbă moda. <laughs> pe când postează Iohannis? Dar îți dai seama cum o foto... Carmen, zâmbește. Nu îți văd pulpele. Nu e bună expunerea. Dă-te mai în spate să prindem și biserica luterană. da, ce să facem asta? Walker, oacă știți pe Walker, Walker, polițist texan. Băi, ce serială în anii 90 le dea ProTV-ul cu Chuck Norris. Film bun, l-ai prins, pilule? Norris, cum să nu? Ok a murit șerpele în locul lui. Film bun. S-a refăcut seria cu alt actor în rolul principal. Ce nu știe lumea este că toți infractorii din prima serie au fost deja bătuți de Chuck Norris. Eu <gânghi> prins el și le-o dat și le-o... Da, astăzi este ziua internațională a îmbrățișării câinelui. Unde Max? L-am dat la Bondi înapoi, așa că mă duc acasă și mi îmbrățișez socra. Că și a de o vreme nu mă latră la mine. O sâmbătă deosebită vă doresc. Scrieți în comentarii dacă mai doriți cafele intermediare. Iar pe buymeacoffee.com slash bendia se poate dona din inima voastră o cafea.